Fraților și surorilor, alături de fratele păstor Sădmărean, care a fost pe la dumneavoastră, fratele Ilie, vă aducem și noi salutări din partea Bisericii Albinii din Cluj și zicem Domnul să vă binecuvinteze, să vă păzească și să ne ajute pe toți ca acest salut Maranata Domnul nostru vine să fie o realitate. Eu am pe inimă să vorbesc înaintea dumneavoastră despre lucrarea Duhului Sfânt, în special din Cartea 2 Corinteni. În urmă cu câteva zile am cercetat puțin această carte. Nu este o învățătură centrală, putem să zicem, a lucrării Duhului Sfânt în 2 Corinteni, așa cum este în 1 Corinteni, cum bine știm, de la 12 începând, dar totuși în 2 Corinteni, care de altfel este o epistolă de apărare a Apostolului Pavel, se vorbește despre Duhul Sfânt în cel puțin 10 aspecte. Și pentru noi care suntem copiii lui Dumnezeu și care îl iubim pe Dumnezeu și care avem lucrarea Duhului Sfânt încă reală, în multe dintre bisericile noastre, pentru noi această învățătură este capitală, este foarte importantă. Acum, fraților și surori, dacă o să deschidem la 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 22, ne spune despre primele două aspecte ale lucrării Duhului Sfânt. Eu le voi enumera pe toate cele 10 și voi reveni probabil la primele 2 sau 3, depinde de timpul nostru. Haideți să vedem puțin, să citim 2 Corinteni 1:22. El, adică cine? Cel ce ne întărește împreună cu voi, versetul 21, Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Deci observați că Duhul Sfânt în epistola a doua a lui Pavel către Corinteni are două aspecte. Pecete este un simbol al peceții și arvună. Și o să vedem imediat ce înseamnă fiecare dintre ele. Al treilea aspect, capitolul 3:3. Sau haideți să citim și 2. Voi sunteți epistola noastră, le scrie Pavel celor din Corint, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, atenție, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Al treilea aspect pe care îl observăm în lucrarea Duhului Sfânt este că El este un scriitor special. El scrie direct pe inimile noastre, fraților și surori. Dacă în timpul lui Moise, tablele acele ale legii au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu și apoi oamenii au auzit poruncile lui Dumnezeu, cele 10 cuvinte, cele 10 porunci le-au auzit. Iată că vine, cum spune Cartea Sfântă în Ezechiel, în 36, spune acolo, din versetul 25 în jos, că va veni o zi când Dumnezeu va scoate din inima noastră piatra și va lăsa și va scrie poruncile Lui și ne va da un duh nou, fraților și surori. Ce observați, Duhul Sfânt aici este privit de Apostolul Pavel ca un scriitor special care scrie direct pe inima noastră. 4. Mergem mai departe. Duhul Sfânt, la versetul 6, tot de aici din capitolul 3, este privit ca un agent al vieții. Haideți să citim și versetul 5. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui nou legământ, nu al slovei, ci al Duhului. Căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Fraților și surori, în fiecare dintre bisericile noastre,
Este nevoie stringentă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că El este agentul vieții. Așa cum la început în Geneza, în capitolul 1, spune că El plutea pe deasupra apelor. Și apoi Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină și a apărut tot ce înseamnă viață. Așa și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine deasupra bisericii, vine înăuntru, în biserică, în inima fiecăruia dintre noi și este un agent al vieții care ne aduce putere și viață din viața lui Dumnezeu, lăudat să fie El. Amin. Următorul aspect, 5, versetul 8, tot din capitolul 3. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este slujitor. Vorbește aici despre o slujbă a Duhului. Și știți ce imagine vechi testamentară foarte potrivită, foarte frumoasă o putem observa în direcția aceasta a slujitorului care pregătește mireasa pentru mirele din cer, pentru marea nuntă de care spune cartea Apocalips, începând cu 21, se specifică acolo niște lucruri uluitoare. Este vorba de Eliezer, de robul lui Avram. Numele lui este un nume simbolic, înseamnă ajutorul lui Dumnezeu. Eliezer sau Lazar. Lazar este transliterația în greacă. Și omul acesta, Eliezer, era un slujitor de încredere al stăpânului și stăpânul rămâne cu fiul lui acasă și nu lasă să meargă să-și caute nevastă. De ce oare? Pentru că, vedeți, este imaginea vechi testamentară a ceea ce se întâmplă în noul legământ. Tatăl și Fiul sunt în ceruri, așa cum spune Ioan, am văzut ceruri noi și pământ nou. Acolo nu există timp, acolo deja toate lucrurile s-au derulat. Și Tatăl și Fiul îl trimit pe Duhul Sfânt, așa cum tatăl Avraam l-a trimis pe Eliezer ca să-i caute mireasă lui Isaac și Isaac se ruga pe câmp. Și el merge cu toate lucrurile de preț ale stăpânului său. 10 cămile au fost cele care au luat toate lucrurile de preț ale lui Avraam. Și au fost duse acolo în țara îndepărtată, în Mesopotamia. Și când o vede pe fată, pe viitoarea mireasă a stăpânului său, a lui Isaac, Eliezer se roagă lui Dumnezeu, este călăuzit de Dumnezeu, îi dăruiește acesteia podoabe, merge în familia ei, le dă și lor podoabe. Fraților și surori, toate aceste aspecte în chip simbolic, pentru că așa spuneau și Sfinții Părinți, Vechiul Testament este umbra Noului Testament și în Vechiul se ascunde Noul Testament. Exact așa cum merge acest Eliezer, ajutorul lui Dumnezeu, să caute mireasa, duce lucrurile de preț ale stăpânului său, o vede, o pețește, o cheamă, o aduce pe cămilă până o întâlnește cu mirele ei. Tot la fel Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, din momentul în care Domnul Hristos s-a suit la dreapta Tatălui, El a fost trimis pe pământ, a fost trimis ca un slujitor al lui Dumnezeu. Și știți care-i problema? Este și o chestiune de logică. Dumnezeu ne lasă de multe ori să și gândim, că de aceea ne-a dat înțelepciune pământească, firească, logică. Gândiți-vă, fraților și surori, dacă Domnul Iisus Hristos, așa cu trupul acela de slavă, deosebit, ar fi rămas pe pământ. Putea să intre prin uși închise, prin ziduri, era într-o altă dimensiune și asta e foarte frumoasă, dimensiunea asta pe care a primit-o Hristos, pentru că o vom primi și noi. N-avea trebuință de pâine, de apă ca să-și întrețină viața, dar putea să mănânce, așa se explică cum în Vechiul Testament anumiți îngeri sau anumite apariții ale lui Dumnezeu în fața lui Avram, în fața lui Manoah, în fața lui Gedeon, în fața altor oameni, beneficiau de anumite chestiuni pământești, puteau să mănânce, dar nu depindeau de hrana aceea. Așa a primit Domnul Hristos un trup de slavă după ce s-a ridicat a treia zi dintre cei morți. Dar problema care era, știți care este?
Pentru că imediat după ce el s-a ridicat dintre cei morți, spune că s-a arătat timp de 40 de zile la mulți frați. La un moment dat, la aproape 500 odată li s-a arătat Domnul Hristos. Dar era limitat din punct de vedere al spațiului. Nu putea, asta este, avea un trup și era limitat de trupul acesta și nu putea să fie în același timp și aici la Chicago, în biserică, și să fie și în România și să fie și în altă parte, pentru că era limitat de trupul acela pe care singur și l-a luat și a înviat cu el dintre cei morți. Ori mergând la dreapta Tatălui, vedeți, de aceea e o explicație de ce Isaac a stat acasă. N-a stat acasă că nu era în stare să-și caute nevastă, nu. Este o imagine din Vechiul Testament a ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în timpurile noastre, Noul Testament. Hristos Domnul se duce acasă la Tatăl, stă la dreapta Tatălui, Ștefan îl vede încă stând în picioare și dându-i atenție și respect pentru moartea de martir și îl trimite pe Duhul Sfânt, care este Duh și nu este limitat de un trup. Și acest Duh Sfânt poate să intre în inima mea, în inima ta și să-L aducă și pe Tatăl și pe Fiul. Poate să vină în biserică în Chicago, în biserică în Albini, în Cluj, în biserică în China, în biserică în Honolulu, unde s-a deschis și acolo biserică de credincioși, oriunde poate să meargă Duhul Sfânt, pentru că nu e limitat de trup. Și observați ce face Duhul Sfânt al Dumnezeu, este un slujitor care pregătește mireasa. Spune Apostolul Pavel că mireasa aceasta trebuie să fie înfățișată înaintea lui Dumnezeu, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Doamne, ajută-ne să fim așa! Deci observați, El este slujitorul lui Dumnezeu pentru pregătirea noastră. Și dacă Duhul Sfânt vine și te cercetează într-o dimineață și spune, du-te la biserică, atunci să știi că tocmai Dumnezeu ți-a vorbit prin Duhul Sfânt. Dacă te cercetează și zice, pune mâna pe Scriptură, ai lăsat-o de mult deoparte și n-ai citit în ea, ăsta e Duhul Sfânt care vrea să te pregătească pentru ziua răscumpărării. Dacă Duhul Sfânt vine și îți spune ce s-a întâmplat cu tine altădată, aveai descoperiri din partea lui Dumnezeu, aveai revelații speciale, ce s-a întâmplat, unde ești, unde ai ajuns. Acesta este Duhul Sfânt care vrea să ne pregătească, fraților și surori. Versetul 17, tot din capitolul 3. Și asta e o învățătură centrală a Noului Testament. Duhul Sfânt este Dumnezeu, fraților. Este Dumnezeu. Căci Domnul este Duhul, spune versetul 17. Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Așa credem. Este parte din Sfânta Trinitate a lui Dumnezeu. Fraților și surori, dacă noi nu vom crede că Duhul Sfânt este Dumnezeu și nu-i vom da locul de cinste în Biserica lui Dumnezeu, în trupul lui Hristos. Auzeam că ați avut aici, în Chicago, pe fratele Dascălu. Fratele acesta povestea la noi în Cluj, odată, că era cu animalele pe câmp și s-a dus și lua în fiecare zi pietre și ochea. Era așa de bun țintaș, încât la un moment dat ajungea să ochească o ramură mică sau un obiect foarte mic agățat într-o ramură. Așa de bun țintaș, era stângaci. Și într-o zi i-a venit un gând, dar vedeți că Dumnezeu e chiar înaintea gândurilor noastre, când noi vrem să facem rău. El nu era pocăit, nu era întors la Domnul atunci, dar Dumnezeu deja e în fața noastră cu multe chestii, cu multe lucruri și El preîntâmpină anumite greșeli pe care noi ca oameni le putem face în viața noastră. Fratele ăsta, viitor frate, că nu era atunci, cum spuneam, a luat o piatră în buzunarul stâng și a zis așa, mă duc la pocăiți, și cu piatra asta îl lovesc pe cel care îi conduce, pe cel din față. Și am ieșit afară și am plecat.
Și ce să vezi, că intră la pocăiți, se uită în stânga, în dreapta, toți în genunchi. Băi, nu știu care îi conduce, dar stai un pic să vedem, să termină rugăciunea și acționez. Și când se termină rugăciunea, o fetiță merge în față și spune păstorului care conducea programul: frate dragă, am avut ceva din partea lui Dumnezeu. Și o ia păstorul, o ridică în brațe, o pune pe masă, avea o masă improvizată în chip de amvon, și fata asta întinde un deget și zice: tu, care ești acolo la ușă și care ai o piatră în buzunarul stâng, a venit vremea să mă întâlnesc cu tine și să te întorci la mine. Și omul ăsta, vă dați seama, tremurând, ce să mai lovească, merge în față și scoate piatra și tremurând zice: Dumnezeu m-a descoperit, uite cine sunt eu. Fraților și surori, omul acesta a fost un om folosit de Dumnezeu, pentru că Domnul l-a schimbat, l-a transformat. Dar atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu mai vine cu aceeași intensitate, cu aceeași putere în bisericile noastre, ajungem până la urmă să nu mai credem în dumnezeirea Lui și în puterea Lui și în harul Lui. Și apostolul Pavel spunea așa de clar: dacă am venit la voi, n-am vrut să vin cu o înțelepciune omenească, puteam să vă spun filozofie, puteam să vă spun din scrierile rabinice, nu era o problemă, aș fi putut multe să vi le aduc înainte, dar am venit cu o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. La predica lui, în timp ce el predica, știți cum predica omul acesta? Încât atunci când vorbea, intra credință, intra Duhul de credință în cei care ascultau. Și era un olog și se uita la Pavel în timp ce predica. Și când vede Pavel că în ochii lui s-a aprins Duhul acela, puterea credinței, vine Duhul Sfânt prin dar de înțelepciune și cunoștință și spune: Pavele, vezi că omul ăsta e plin de credință, măcar că e olog. Și atunci vine Duhul Sfânt și aduce darul tămăduirii și apostolul zice: numele lui Iisus, scoală-te și umblă! Și cum s-a bucurat biserica de atunci? La noi în Câmpia Turzii a fost fratele Sile Lăzăreanu, pe care îl țin minte. Eu acolo am crescut, am plecat la Cluj pe la 15 ani, dar primii 15 ani din viață mi-au fost deosebit de importanți. Am văzut lucrări ale lui Dumnezeu acolo într-un beci, era biserica din Câmpia Turzii de pe Șarât, se aduna într-un beci pentru că securitatea de atunci a venit și ne-a demolat clădirea, a rămas doar o fundație și un beci mare, o pivniță mare acolo, unde nu era nici curent electric și se încălzeau cu lemne și luminau cu baterii așa de 4,5 volt și cu niște beculețe mici, că abia vedeai în biserică. Și într-o zi de iarnă, fratele Sile Lăzăreanu, care era cântăreț, era în lume, a fost adus la biserică de soția lui. Dar cu o perioadă așa de timp înainte, omul ăsta care era olog, era pe scaun cu rotile, a mers prin centru și s-a întâlnit cu comandantul miliției de atunci. Ce faci, băi, Sile, băi, mai cânti? Mai cânt, acum cânt pentru Domnul. Dar ce cauți tu aici prin centru orașului? Pescuiesc, domnule comandant. Dar ce pescuiești, domnule, pe betoane? Oameni, că Domnul a zis să mă fac pescar de oameni și vreau să te pescuiesc și pe dumneata, nu vrei cumva să te pocăiești. Auzi, măi, Sile, zice, atunci când te-o vedea în picioare, fără scaun, fără rotile, fără probleme, atunci mai discutăm. Și vine fratele la biserică: fraților, haideți să ne rugăm, Domnul poate, Domnul așa, Domnul așa. Și biserica a intrat în stăruință, înaintea lui Dumnezeu. Post, rugăciune, și cum spuneam, într-o zi de iarnă, soția lui îl aduce cu sania la biserică, ologul-i luat de doi frați pe sus, îi dus în față lângă amvon, era amvon, în partea stângă era locul lui, își ia acordionul roșu și începe să cânte. La un moment dat se face o rugăciune și la rugăciunea asta
Frații l-aud pe Sile Lăzăreanu cum vorbește un aleluia mai pronunțat. Și când unii își deschid ochii și se uită la el, Sile era în picioare, ologul nu mai stătea pe scaun, era în picioare. Și se pornește o rugăciune de aia așa penticostală, cum ar fi bine să avem în fiecare zi în bisericile noastre. Și omul ăsta începe să fugă prin biserică și să strige, Hristos m-a vindecat. Problema a lor, a familiei, problema principală acum era alta. Au ieșit afară și nevasta zice, băi Sile, ce facem acum noi cu Sania? Că uite, eu te-am adus la biserică. Și el zice așa, nevastă, ca să se vadă slava lui Dumnezeu, suie-te pe Sania și te duc acasă. Și ologul mergea pe drum în zi de iarnă cu Sania trasă după el și cu nevasta acolo. Și vă dați seama, ortodoxi, catolici își făceau cruci, erau vecini de pe lângă biserică, erau și niște martori, vai de mine ce s-a întâmplat. Dar vedeți, Dumnezeu nu le face minunile astea așa, gratuit, numai să fie făcute. Frații bătrâni care știu bine ce vorbesc, spuneau că undeva către 30 și ceva, 40 de suflete s-au întors la Domnul. De aceea Domnul a făcut minunea asta cu fratele Sile și de aceea face Domnul minuni, ca să se arate slava lui, fraților și surori, și să se întărească biserica. Ori dacă aici, în biserica aceasta, Elim, fraților, Elim, la Elim erau izvoare de apă dulce, erau finici, te puteai odihni la umbră. Dacă aici, în biserica Elim, ar coborâ iarăși Duhul Sfânt ca și altă dată, am putea să recunoaștem, nu teoretic, practic, am simțit fiecare în inima noastră că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Atunci când eram copil și mă duceam în beciul ăla pe care curgea transpirația și igrasia, știți ce se întâmpla? Mai venea câte un frate și în timp ce se ruga sau predica, pornea o flacără a Duhului Sfânt, în așa fel încât biserica era în clocot și îmi era frică să deschid ochii, nu cumva să ating un foc, nu cumva să mă electrocuteze ceva, pentru că știam că o prezență supranaturală există în mijlocul bisericii și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce conta că aveam 5-6 ani? Era Duhul Sfânt în adunare și știam că există cineva. Nu mai trebuiau să vină părinții să-mi spună, bă, închide ochii că-i rugăciune. Nu, îi închideam de frică și de spaimă și de nu știu cum să vă explic. Era un fel de durere pe care până la urmă am perceput-o mai târziu, o durere dulce a prezenței Duhului Sfânt care ne vrea cu gelozie pentru Dumnezeu, care sfințește biserica și care o prezintă înaintea mirelui ceresc. Doamne, cercetează-ne! Fraților și surori, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este pecete, este o arvună. Bine, astea simboluri, că nu poți să zici, gata, au venit în mijlocul nostru o pecete. El este persoana dumnezeirii care dăruiește pecetea, ne pecetluiește pentru ziua răscumpărării, fraților și surori. Este Dumnezeu care vine și ne dă o arvună. Este Dumnezeul care vine și scrie pe inimile noastre poruncile lui Dumnezeu. Este Dumnezeul care vine în mijlocul nostru și aduce viață, fraților și surori. De multe ori am mers la casa lui Dumnezeu terminat, obosit, necăjit, supărat. Și în câteva minute a venit Duhul Sfânt și a cercetat biserica și m-am simțit înviorat, refăcut, înnoit pe interior. Știam că am și știți care e problema noastră, fraților și surori. Nu e al treilea război mondial. Dacă Dumnezeu îl îngăduie, asta e problema lui. Problema noastră ca și copii ai lui Dumnezeu este venirea mirelui Iisus. Amin. Și să ne păstrăm haina inimii curată că vine Domnul. Și dacă astăzi vine diavolul și mă înveninează cu ceva,
mâine cu altceva, mai vine cu o îngrijorare, mai vine cu o vorbăria, mai vine cu o faptă pe care o fac și nu trebuia să o fac și îmi pare rău. Și numai mă simt după o lună, după două luni, poate după o zi, după două, mă simt obosit spiritual. Mă simt cu inima lâncezită, fără nicio putere, fără nicio vlagă. Mă simt pe nicăieri și dacă aș sta să mă uit și să-mi analizez viața, nu pot să zic, Doamne, am făcut păcatul cu tare, cu tare, pentru că le-am mărturisit atunci când le-am înfăptuit, la nivel de vorbă, la nivel de gând, poate la nivel de faptă, și mă lupt, dar mă simt vlăguit și la capătul puterilor și nu știu cum se întâmplă, că vine Duhul Sfânt în adunare și bunătățile lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață. Și Duhul Sfânt vine și mă înnoiește și pe mine și îmi dă din bunătățile lui Dumnezeu. Și asta e fără merit, și asta e fără puterea mea, și asta e fără contribuția mea. Asta o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt, pentru că El dă viață bisericii. Cântăm așa de frumos și vă spun sincer că mă delectez când aud cântări. Cum s-au cântat cele de astăzi? Domnul să vă binecuvinteze tineretul și cântăreții de aici. Dar fraților și surori, haideți să-i cerem lui Dumnezeu mai multă viață, mai multă viață, izvoare de sus să vină peste noi. Povestea fratele Viorel, îl numeam noi bunicu de la Chiuiești, de lângă Dej. Era un om care a plecat la Domnul. Ce fraților, zice, eu n-am făcut școală, n-am făcut muzică, n-am făcut nimic. Și pe vremea mea nu erau muzicieni pregătiți și eu trebuia să răspund de orchestră și de cor. Și zice, de multe ori nu știam tonul, ce să le dau, nu știam muzică, nu știam, știam vocile, că le-am învățat mecanic. Dar zice, nu știam cum să le dau tonul și zice, mă puneam pe genunchi și ziceam, Doamne, te rog frumos, ai milă și de mine și fă ceva și în viața mea. Zice, auzeam un zumzet în ureche și Domnul îmi dădea 1, 2, 3, 4 voci, 4 tonuri, le auzeam în ureche. Mă ridicam și știam cum să le dau tonul la cor. Zice, de multe ori am pățit chestia asta. Și cântarea, zice, mergea așa de bine. Și coriștii cântau cu lacrimi și biserica izbucnea în lacrimi. Și veneau oameni și spuneau, m-am pocăit la cântarea corului. De ce? Erau mișcați. Și când ăia din cor sunt mișcați, auditoriul este mișcat, fraților și surori. Când predicatorul e mișcat, când e plin de viață, el dă viață mai departe. Nu dă slovă, nu dă formă, el dă viață, fraților și surori. Și știți cum e viața asta din Duhul lui Dumnezeu? E ca în sala de nașteri, e chin, e ceva foarte greu până la urmă, e travaliu. Dar oamenii se nasc din nou pentru că vine Duhul Sfânt. Când aduce Duhul Sfânt peste o adunare viață și schimbare, mai întâi pune pe inima unor oameni greutatea rugăciunii, durerea rugăciunii. Oamenii aceia se apropie de Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu și după aceea Domnul deschide zăgazurile cerurilor și revarsă belșugul binecuvântării, fraților și surori. Pentru că Duhul Sfânt este viață. Tot în versetul 17, Duhul Sfânt este libertate. Unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Sunt unii astăzi care au luat libertatea asta și au făcut-o motiv de păcătuire. Pentru că spune clar Pavel să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, Romani capitolul 6. Și sunt mulți care vin și spun, sunt liber în Hristos să fac ce vreau. Sfântul Augustin a spus odată o frază care a rămas memorabilă. Luându-o așa, superficial, pare că îndeamnă pe oamenii veacului să facă ce vor. Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce-ți place. Auziți? Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce-ți place. Dar oamenii știți ce fac? Fac ce-mi place, fac ce-mi place și Dumnezeu mă iubește. Pericol! Iubește-L pe Dumnezeu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, amin? Și după ce îl iubești și după ce păzești poruncile Lui, vine Duhul și îți dă adevărata libertate.
Și adevărata libertate, asta înseamnă libertate în Hristos, liber în Hristos. Ești liber de lanțuri, de fără de lege, de păcat, de demon, de diavol, ești liber. Tu ești un om al lui Dumnezeu, un om descătușat. Tu umbli pe străzile lumii acesteia. Lumea nu vede, alții-s legați în lanțurile fără de legii, dar tu ești liber în Hristos. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, unde este, acolo este slobozenia, fraților și surori. Și apoi Duhul Sfânt este un agent puternic de transformare. Nu pot, bineînțeles că nu poți, că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii și tu nu poți cu puterea ta să trăiești. Fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine, a zis psalmistul. Și un adevăr, eu nu pot să trăiesc în neprihănirea lui Dumnezeu. Du-te, ia porcul din mocirlă și spune, bă, tu trebuie să fii oaie, tu trebuie să stai într-un staul, tu trebuie să ai miel, tu trebuie să îi dai lapte, tu trebuie să ai lână, nu se poate așa ceva. Tu trebuie să ai înclinații de oaie, să te duci la pășune, să nu te mai tăvălești în mocirlă. Asta nu poate face porcul. Firea pământească din puterea ei nu se poate sfinți. Este o aberație, fraților și surori, ca și aberația lui baronul ăla din Germania, care a scris o carte de minciuni și spunea că se scotea din mlaștină trăgându-se de păr. Asta e o aberație. Să poate firea pământească să se mântuiască singură, asta nu se poate niciodată. Tâlharul era răstignit în cuie, striga la Hristos, mântuiește-ne. Măcar a avut o sclipire de inteligență acolo, deși n-a primit mântuirea la care se aștepta el. Fraților și surori, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunci când tu nu poți, vine și te schimbă, te transformă. Și nu mai ești purcelul ăla care alergai altădată la distracții și la prostiile lumii și la potopul de desfrâu din lume. Tu ești un miel în turma marelui rege, a mielului lui Dumnezeu, care a ridicat și păcatul tău alături de păcatul lumii. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și atenție, suntem schimbați în același chip a Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Și spune cartea 2 Tesaloniceni că atunci când se va arăta Hristos pe pământ ca să-și ia mireasa, toți păcătoșii, toți oamenii vor sta înaintea Lui și cei care au făcut păcate și nelegiri vor fi pedepsiți. Vor fi unii care au fost neascultători, înseamnă că au auzit predici și pe ăștia Domnul îi va pedepsi. Vor fi unii care vor fi necunoscători, ei nu vor ști nimic, n-au auzit niciodată Evanghelia și pe aceștia îi va judeca Dumnezeu conform Romani, capitolul 2, după propriul cod moral, adică după conștiința lor. Și vor fi oamenii ăștia răscumpărați, care scrie Apostolul Pavel în Tesaloniceni, colegul tău de serviciu, de școală, vecinul tău care poate te-a batjocorit, se va uita, spune acolo Pavel, și vor vedea, că vorbește la plural, vor vedea cu uimire chipul lui Hristos în toți cei care au crezut în El. Adică va fi marele nostru mire și mântuitor și împărat care va coborî pe norii cerului, orice ochi îl va vedea și al celor care l-au străpuns, semințiile pământului se vor boci din pricina lui, dar ei, oamenii ăștia care se vor boci cu ochii plânși, cu hohote, bătându-și pieptul, strigând la munți că des peste noi, dar munții se vor ascunde, că se va duce pământul, spune Apocalips 20, din calea marelui scaun de judecată, mare și alb. Și ei când se vor uita la tine, îl vor privi cu uimire pe Hristos, pe fața ta. Și vor vedea pe Hristos și în cutare, probabil vor fi acolo milioane de oameni care vor purta fața, chipul lui Hristos și oamenii se vor uimi. Singurul lucru care îl va diferenția pe Hristos de noi va fi slava Lui, din slavă în slavă, tot mai mare, puterea Lui, măreția Lui, capul încoronat cu multe cununi, coapsa pe care scrie cuvântul lui Dumnezeu, sabia care iese din gura Lui. Și bineînțeles, semnele din mâini și din picioare, dar noi vom purta chipul Lui. Și uite că Duhul Sfânt, era o povestioară interesantă cu marele artist italian Michelangelo, că la un moment dat a văzut undeva în mijlocul unei
localități, a unui oraș, un bloc mare de marmură și au zis, eu vreau de aici să scot ceva bun, ei vreau să meargă și să-l distrugă, să-l dinamiteze, să-l arunce la gunoi. Și au zis, vreau să scot eu ceva. Și au zis, știți ceva, puneți-mi aici așa o baracă. Și au construit o baracă peste blocul ăsta de marmură și îl întrebau, maestre, s-a terminat? Mai ai, mai am, mai am, mai am. Și a trecut timp. Și după un timp, maestru a zis, gata, am pornit dintr-un capăt, am tot dat cu dalta și ciocanul și am terminat în celălalt capăt, veniți și priviți acum capodopera. Când au venit oamenii și au fost luate toate lemnele alea care acopereau frumusețea ce a rezolvat omul ăsta, era un înger în marmură de toată frumusețea. Și l-au întrebat, băi, dar ce ai făcut? Păi zice, diferența dintre mine și voi este următoarea. Voi ați văzut un bloc de marmură, un pietroi uriaș, care trebuia distrus. Eu am văzut în el un înger și tot ce a fost neînger, tot ce n-a fost înger, am dat afară cu dalta și ciocanul. Și uite ce a ieșit, un înger. Și Dumnezeu asta face, pentru că noi ne vedem de multe ori colțurile în biserică. Bă, uite-l ăla, e lacom, celălalt e bârfitor, ăla e hrăpăreț, ăla e așa, e așa, e așa. Și le dăm etichete la fiecare. Dar etichetele pe care noi le punem, le punem pe colțuri. Și Domnul se supără pe noi. Domnul zice, eu în el văd chipul meu, nu văd chipul unui înger, chipul meu. Și îl mai trimit pe la spital și îl mai dau o problemă în viața lui, o problemă financiară și nu mai vezi cum se pocăiește și se zmerește și nu mai vezi cum capătă Hristos chip în el și îl mai trimit înainte de moarte pe la 3 spitale că s-a întâmplat așa cu cineva pe care îl cunosc și uite cum iau eu chip în el. Fraților și surori, haideți să fim atenți cu Domnul, amin? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este și un ajutor și o armă de luptă. Capitolul 6 din 2 Corinteni. Aici sunt două cuvinte, în și prin. În înseamnă că am ajuns în niște probleme, în temniță, în strâmtorare, în necazuri, 6:4. În bătăi, în răscoale. Și versetul 6, prin, cum biruiesc eu aceste probleme care vin asupra mea? Și la un moment dat zice aici în 6, prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este ajutorul și arma de luptă a credinciosului, amin? Și se mai vorbea astăzi aici despre unitate. Și priviți ultimul verset din 2 Corinteni, 13:14. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi. Uite că e un agent al realizării unității în biserică. Acesta este Duhul Sfânt. Și mult mai mult decât atât, fraților și surori. Pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu și ce încercăm noi prin cuvinte umane este ca și cum ai lua un cărbune și ai încerca să pictezi o pictură de Rafael, să o pictezi în cărbune. Și tu habar n-ai nici de pictură, n-ai făcut niciodată vreo pictură. Cam așa încercăm noi să-L pictăm pe Dumnezeu, dar așa e bine, pentru că ne ajută Biblia. Și nu știm cum să ne rugăm și nu știm cum să vorbim și vine Duhul și se roagă taine și vine Duhul și ne ajută. Doamne, cercetează-ne! Și revin la primele două lucruri, fraților și surori, doar așa telegrafic, în 2 sau 3 minute vreau să pun punct. Duhul Sfânt vine și te pecetluiește. Este în Efeseni, capitolul 1:13, un text controversat. Pentru că vin unii și spun că atunci când te cobori în apa botezului, odată cu credința mărturisită prin gura ta, prin care se capătă mântuire, ai primit și pecetea Duhului Sfânt. Dacă se poate afișa, ar fi tare bine. Efeseni 1:13. Vedeți ce zice aici? Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii, ați crezut și ați fost pecetluiți. Și vin unii și zic, te-ai botezat? Ai crezut în momentul ăla, ai mărturisit credința, ai fost pecetluit, ai primit Duhul Sfânt. Posibil să fie așa, să știți că Dumnezeu poate într-o clipă să facă toate operațiile astea. Dar de obicei, și asta e o chestiune istorică, asta e o chestiune istorică, dacă o să deschidem în Fapte, în capitolul 19, nu o să deschid, doar citez. Pe când era Apollo în Corint, spune acolo, Apostolul Pavel a ajuns la Efes. Cui le-a scris epistola? Efesenilor. Efeseni 1:13, da? Și a întâlnit pe niște ucenici de-a lui Ioan pe care i-a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Păi nici n-am auzit așa ceva. Bun, puneți-vă pe genunchi, Pavel își pune mâinile peste ei, încep să vorbească în altă limbă și să prorocească.
Ori acestora le scrie el, și acum dacă recitim versetul, îl plasăm acolo în contextul lui istoric. Și voi care? Voi ăia 12 plus ceilalți din Efes. După ce ați auzit cuvântul adevărului, care cuvânt? Că spune în fapte 20, nu m-am ferit să vă vestesc tot adevărul. Ei au auzit adevărul parțial, n-au știut de Duhul Sfânt. Ați auzit cuvântul adevărului, ați auzit voi că a fost dat Duhul Sfânt? Nu, nici n-am știut, bun. Trebuie Domnul să vă bine când... Ați crezut în El, și ăsta e cu literă mare El, adică în Iisus, și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese dat și făgăduit. Observați, fraților și surori, deci pecetea Duhului Sfânt, și anume vorbirea în altă limbă, asta trebuie neapărat să ne însoțească. Mai este o eroare care s-a propagat mult în bisericile noastre, că pecetea Duhului Sfânt și vorbirea în altă limbă este dată numai slujitorilor. Fals! Am cunoscut un caz în Turda, o bătrânică a stăruit peste 70 de ani să boteze Domnul cu Duhul Sfânt și înainte să moară a primit vorbirea în altă limbă. Pentru ce i-a dat-o Domnul? Să meargă să le predice la îngeri? Fraților și surori, haideți să fim serioși, să nu vorbim ce nu scrie în Biblie. Duhul Sfânt este dat pentru făgăduința aceasta a răpirii miresei la Domnul Iisus, la mirele ei. Și noi avem nevoie de Duhul Sfânt și ai nevoie de pecetea Duhului Sfânt și ai nevoie de puterea Duhului Sfânt ca să trăiești o viață de sfințire și de apropiere de Dumnezeu. Că făgăduința asta, spune Apostolul Petru în ziua 50-mi, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, adică aici în Chicago, în anul acesta, 2019, în 2020, în 2030, dacă mai ține lumea asta. Făgăduința asta e pentru toți, pentru toți. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Și apoi este al doilea aspect care îl spuneam, Duhul Sfânt ca arvună. Arvon se spunea în țară atunci când mergeai să-ți cumperi o casă sau o proprietate și dădeai proprietarului o părticică din ceea ce vroiai să îi dai o sumă finală. Și era un fel de garanție că tu ești serios și vei restitui lui tot ceea ce trebuie să-i dai într-o anumită dată conform contractului. Asta e garanția, arvona și așa mai departe. Arvonul, cum îi spun unii. Sau zălogul. Deci Duhul Sfânt este zălogul, este garanția că Domnul Hristos, așa cum a spus către ucenici, mă voi duce la Tatăl și voi trimite Duhul Sfânt. Este garanția că Domnul Hristos, Fiul, a ajuns acolo. Este garanția că într-o zi El va reveni. Este garanția că până va veni, El ne dă daruri, fraților și surori, ne dă roade, ne dă slujbe, le aduce de la Tatăl. Și toate aceste lucruri sunt garanții că Dumnezeu există, că Fiul Lui revine și că noi trebuie să-L așteptăm. Este imaginea aia frumoasă cu Iacov care era acasă. Credea că i-a murit copilul, probabil i-a îngropat haina. Au ajuns frații lui Iosif în Egipt și Iosif, vedeți ce înțelept a fost și câtă dragoste a avut. Le-a dat fraților lui, cu alte cuvinte, dramatizez așa. Pentru că m-ați trimis în Egipt cu picioarele goale, vă dau niște cară să vă ducă până la tatăl vostru, ca să nu vă doară picioarele. Pe mine m-a durut destul. Pentru că mie n-ați vrut să-mi dați o coajă de pâine și eram în groapă. Uite că vă dau merinde de drum, să nu vă doară stomacul. Pe mine m-a durut destul. Pentru că voi mi-ați luat haina și ați dus-o la tata sfâșiată și muiată în sânge de țap. Și eu am mers cu spatele gol și mi-a fost frig. Acolo în Orient e frig noaptea, foarte frig, crapă pietrele, de aceea apare nisipul. M-ați trimis așa pe frigul ăla în Egipt, nu-i nimic, vă dau haine de schimb, dar bani nu vă dau. Că banii ăștia au fost ispita voastră, îi dau la fratele meu, la Beniamin, care nu a fost cu voi acolo, bani nu vă dau, lui îi dau, dar vă nu. Și a trimis la tata. Și când au ajuns la tata, la bătrânul Iacov, bătrânul stă necredincios. Păi sigur că de 13 ani nu mai auzi nimic de fiul lui și credea clar că a fost sfârșit de o fiară. Și vin copiii și spun, băi, Iosif trăiește, tată, hai, unde să vin? Mergem în Egipt. Nu vin nicăieri, Iosif e mort. Trăiește! Nu, e mort.
Și vin copiii și arată darurile. Tată, de unde crezi că am adus noi atâtea daruri? Uite ce am primit eu, uite eu, uite Beniamin, uite ce s-a întâmplat în Egipt. Și scrie acolo cuvântul lui Dumnezeu. Dar când a auzit ce i-au istorisit ei și când a văzut carele afară că l-așteptau, a zis, destul, inima lui s-a încălzit, destul, fiul meu Iosif trăiește, mă duc la el. Asta era arvuna, era garanția că Iosif trăiește. Erau niște cară, erau niște daruri, erau niște învățături, niște lucruri minunate pe care le spuneau copiii lui. Ori, fraților și surori, mirele nostru Iisus trăiește. Și faptul că El trăiește, mai vine carul lui Dumnezeu, cum spune tot aici Apostolul Pavel. Să-i fie aduse mulțumiri lui Dumnezeu care zilnic ne poartă în carul lui de biruință, în Hristos Iisus. Și ne-a dat haina, m-a îmbrăcat, zice Isaia 61:1, în jos. Cu mantaua izbăvirii și cu hainele mântuirii. Ăsta-i Dumnezeul nostru. Plus ne-a dat darurile Duhului Sfânt pentru desăvârșirea trupului lui Hristos. Uite că suntem mai privilegiați decât bătrânul Iacov. Nu Iosif trăiește, Iisus Hristos trăiește, Fiul lui Dumnezeu trăiește în veci. Și asta înseamnă că e o garanție, faptul că Duhul Sfânt a coborât și este printre noi, este în inima noastră, îl simțim. Mi-a zis odată o soră că se ruga și nu știa cum să se roage și a auzit în camera ei un suspin și s-a uitat în stânga, în dreapta, era văduvă, era singură acasă. Și a zis, cred că a suspinat Duhul Sfânt înaintea lui Dumnezeu. Dar l-am auzit clar, frate, zice. Și am început să mă rog și mai cu foc și problema mea s-a rezolvat pentru că mai era un mijlocitor, era Duhul Sfânt lângă ea. Fraților și surori, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Timpul este pe sfârșit. Să mă scuzați că v-am mai ținut 5 minute peste program. Dar haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și în rugăciunea aceasta să-i mulțumim și să-i spunem, Doamne, îți mulțumim nu numai pentru ziua aceasta, dar îți mulțumim pentru că ni l-ai trimis pe Duhul Sfânt. Și te rugăm, Doamne, cercetează tineretul. Fraților și surori, la prima rugăciune când am venit aici, erau niște cuvinte foarte frumoase, ca și cum ar fi fost cuvinte din Scriptură, care veneau în fața dumneavoastră și erau așa de bune și erau trimise de Domnul. Și de multe ori erau adunate de unii, adunate, dar nu aveau putere să se imprime în trăirea noastră, din cauza că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu trimitea ploaia, nu venea puterea. Cuvântul Domnului e bun aici, Domnul va binecuvânta și vă iubește, vă dă cuvinte minunate, dar haideți să-L chemăm pe Duhul Sfânt să ia aceste cuvinte, să le facă reale în inima noastră, să facă cuvântul lui Dumnezeu un foc și un ciocan care să sfărâme, să transforme, să aducă viață, fraților și surori. Vreți să vă mutați într-un local mai mare, slăvit să fie Domnul, localul e nou, haideți să fim și noi oameni noi pentru Dumnezeu, înnoiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Haideți să mulțumim pentru ziua aceasta. Amin.